Marin Condescu a făcut astăzi un anunț surprinzător. Într-o declarație acordată postului Radio Infinit, acesta a susținut că nu va mai candida la funcția de președinte la viitorul Congres al Federației Naționale Mine Energie, dar nici nu va renunța definitiv la sindicat. Indiferent dacă va fi în 2013 sau 2014, eu nu mai candidez la viitorul Congres pentru funcția de președinte. Mi-ajung 23 de ani. E destul. Poate multe lucruri pot să meargă mult mai bine venind din sindicate, din membrii al unor sindicate, oameni care în acești 22 de ani sau mai puțin de 22 de ani, 4-5 ani de zile, vor să preia această sarcină. Ion Rușeț, prin vicepreședintele FNME, este surprins și nu prea. Acesta susține că era de așteptat ca președintele Condescu să ia o poziție față de ultimele evenimente. În ceea ce-l privește, Rușeț susține că este prea devreme să spună dacă va candida sau nu la funcția de președinte al FNME. Puțin surprinzătoare în fapt pentru că a apărut o declarație în spațiu public într-un moment în care nu l-am discutat, dar pe de altă parte am discutat un aspect legat de necesitatea deblocării să spunem, dialogului care există la nivel instituțional. Marin Condescu riscă să rămână și fără funcția de președinte al Consiliului de Administrație de la Clubul Pandurii, după ce reprezentantul CEO în adunarea generală a acționarilor de la Pandurii, Ion Răuț, a cerut ca președintele să fie numit de principalul finanțator al echipei de fotbal, adică CEO. Deocamdată discuțiile s-au blocat, dat fiind faptul că ceilalți acționari nu acceptă propunerea lui Răuț.